Bună, dragii mei, am revenit, așa cum am spus înainte de pauză, cu Magda, colega mea, din mai multe puncte de vedere, așa cum am spus la începutul emisiunii. Vreau să continuăm, Magda, pentru că am început o chestie foarte interesantă. Care sunt problemele pe care le vezi la bărbați versus problemele pe care le observi la femei? Sunt diferite? Sunt asemănătoare? Cum le vezi din punctul de vedere al consilierii? Da, în primul rând, toți oamenii sunt diferiți. Înainte de a-i categorisi pe gen de femeie sau bărbat, fiecare dintre noi vine cu un bagaj, da? Și în relațiile de cuplu, și în relațiile profesionale, și în relațiile sociale, venim cu o experiență care se întipărește în subconștientul nostru și poate de multe ori, fie că e femeie, fie că e bărbat, reacționează din subconștient. Studiile arată că trăim mai mult din subconștient, cam 95%. Și atunci, ce se întâmplă în diferența aceasta? Deci, pe lângă faptul că acumulăm foarte multe din copilărie și probabil reacționăm fără să ne dăm seama de ce reacționăm așa și cât de mult îl rănim pe celălalt, mai există problema aceasta care am discutat-o și în prima parte a emisiunii, că femeile și bărbații comunică diferit. Dar dacă ar învăța să comunice mai clar și ar fi mai eficientă relația între ei. Și atunci, fiecare dintre ei ar trebui să-și păstreze spațiul acela de libertate, în care să aibă propriile acțiuni, în care să se înțeleagă fiecare pe celălalt că are niște abilități, niște talente, niște pasiuni pe care vrea să le practice în viața lui personală. Pentru că am văzut situații în care chiar unul dintre parteneri îi impunea celuilalt să renunțe la o anumită meserie. Nu e ok să-i cere asta, pentru că omul se regăsea acolo. Da? E ca și cum ai rupe o bucată din el. Da? Mai degrabă îi arăți că îl accepți așa cum este și că dacă vrea să schimbe ceva, să fie alegerea proprie. Deci, da, femeile gândesc diferit în sensul că ele se așteaptă ca bărbații să facă lucruri și presupun că ar trebui să le gândească în locul lor. Dar dacă ar învăța să comunice clar și ar învăța să fie și ele cu inițiativă în relație, nu doar să aștepte, da, să ofere și ele necondiționat, ar fi o comunicare mai bună. Și atunci când partenerul se retrage în vizuina lui, cum spuneam, să-l lase să-și rezolve gândurile, emoțiile, problemele și să-l asculte doar dacă vrea el și când vrea el. Din partea bărbaților, la fel, să fie cu ascultare autentică, nu doar să fie acolo. Am văzut situații în care îmi spuneau că el se uita la meci, ea povestea, dar el n-a auzit nimic. Era doar fizic acolo. Asta nu-i comunicare și, într-adevăr, e frustrant în cuplu să vorbești la televizor. Și atunci eu recomand acele pauze în care să se conecteze unul cu celălalt. Oricât de active am fi și oricât de ocupați am fi pe parcursul unei zile, eu cred că fiecare dintre noi ne putem găsi să stăm la un ceai cu o persoană dragă, să oferim timp atât copiilor, atât partenerilor, atât prietenilor până la urmă. Da? Să le oferim din timpul nostru, dar să fie timp de calitate. Mai bine puțin, dar bun, decât mult și să nu fim acolo decât fizic. Pentru că vreau să insistăm puțin pe partea asta. Timpul oferit, în primul rând, copiilor. De multe ori am auzit părinți care au spus, da, am oferit tot ce și-a dorit. În primul rând, bani. Da, acel părinte cred că n-a înțeles că copilul nu avea nevoie de bani. Banii sunt cel mai ușor de oferit. Nu, copilul are nevoie de timp, de prețuire, de înțelegere, de sprijin, de multe alte lucruri. Cred că banii sunt ultimul lucru la care ar trebui să se gândească părinții. Da. Dar este poate cel mai ușor de oferit. Da. În consiliere am întâlnit această problemă și chiar au venit niște părinți cu un copil care primea cadouri scumpe și le călca în picioare. Și m-au întrebat de ce copilul calcă în picioare aceste cadouri pe care alt copil ar fi extraordinar de fericit să le primească. Și i-am explicat, pentru că el are nevoie de atenția dumneavoastră, nu de cadouri. Are nevoie de timp petrecut, da? Are nevoie să-l priviți în ochi, să-l ascultați, să-l mângâiați. Și chiar dacă nu puteți să faceți asta pentru că aveți o zi ocupată, nu puteți să faceți ore în șir, dar
alocați-vă măcar o oră pe zi, exclusiv acestei conexiuni cu propriul copil. Pentru că de asta l-am adus pe lume, nu? L-ați adus pe lume ca să fie fericit, ca să aveți o împlinire firească a familiei. Și atunci, într-adevăr, și la școală mi-am spus un copil mai mare că nu înțelege de ce tatăl vine nervos de la serviciu și nu mai are timp să stea de vorbă cu el. Și atunci i-am explicat să fie și el înțelegător, să nu aștepte imediat când a intrat tatăl în casă să meargă într-o discuție directă cu el, să-i dea timp să-și revină, să-și dea un restart omul după 8 ore de muncă, 10, câte avea. Și după aceea, efectiv, să-i spună, uite, când ai timp să alocăm pentru noi doi, pentru relația tată-fiu, să ne uităm la un film, să discutăm ca între doi prieteni. Și să știi că a făcut acest lucru și după vreo 2 săptămâni chiar mi-a spus, doamna a apreciat foarte mult tatăl meu, că l-am lăsat și a revenit, a stat o oră, două, s-a relaxat și după aceea a oferit copilului timp. Deci trebuie un echilibru, nu trebuie să fie o presiune nici din partea părintelui, nici a copilului. Adevărul e că satisfacția de părinte este extraordinară, dar nu este chiar ușor de asumat acest rol. Vine la pachet cu foarte mult timp alocat, atenție, da? Conexiune cu propriul copil. Și eu am mai descoperit ceva în ultima perioadă. E foarte important să ne conectăm cu noi înșine ca să ne putem conecta la copiii noștri. Pentru că nu poți să dai din ce nu ai. Dacă ești conectat cu tine, te iubești, ai stimă de sine, faci lucruri pentru tine, nu doar un job, ci mult mai mult ceea ce suntem noi cu adevărat, te poți conecta și la copil și îl poți asculta și pe el cu ceea ce este el adevărat, nu neapărat cu propriile pasiuni. Mai văd asta ca problemă. Dacă un părinte are o pasiune, e implicit să o aibă și copilul. Nu neapărat. Poate să o aibă, poate lua comportamental să o copieze, dar nu neapărat. Și atunci, hai să fie acel echilibru în care dăm voie să fie fiecare ceea ce este cu adevărat. Da? Socrate spunea, cunoaște-te pe tine însuți. De fapt, asta e baza. Dacă te cunoști pe tine, îl vei lăsa și pe celălalt așa cum este. Îl vei accepta așa cum este. Pentru că îți dai seama cât de important este. Da, pentru că dacă nu trăim pentru noi și dacă nu ne luăm, exact cum ai spus, acea perioadă, acel timp pentru noi, și asta chiar și eu le spun clienților mei, și nu este un lucru rău faptul că te îngrijești de tine. Exact cum ai spus, dacă tu nu ai plus de dragoste, de omenie, nu poți să dai celorlalți. Dacă tot dai și tu nu primești în loc, nu te îngrijești pe tine, la un moment dat ți se termină acel rezervor și nu mai ai de unde să dai. Și atunci încep frustrările, dar eu mă sacrific pentru toată lumea și nu primesc nimic în loc. Și asta pățesc de foarte multe ori mamele care îngrijesc și copiii și părinții și tații, să spunem, mai au grijă și de o mamă sau de o bunică. Deci cred că ar trebui să avem și acel timp pentru noi, pe care chiar tu spuneai, în care să te regăsești pe tine, să vezi ce-ți place, să ai un hobby pe care să-l practici, nu? Sigur că da. Și într-adevăr am văzut și în consiliere oameni care și-au luat aceste mici pauze, aceste mici cadouri, eu le spun, faceți-vă cadouri zilnice, da? Prin ceea ce vă place să faceți. Și se simțeau vinovați. Da? Se simțeau vinovați și am lucrat cu ei și să știi că a fost benefic. Tocmai de aceea este foarte important să te duci la consiliere, pentru că vei căpăta acea îndrumare în care tu te reechilibrezi. Și i-am explicat așa, viața nu e făcută doar ca să muncești. Probabil că se trage acest gând din copilărie unde poate ai avut niște rezultate sau ți s-au cerut din partea familiei niște rezultate excepționale și ai știut să te axezi mai mult spre muncă sau spre învățat. Și de aceea recomand părinților, iarăși, un echilibru și cu învățatul și cu relaxatul, da? Pentru că e normal să ne și relaxăm. Și atunci, le-am explicat, nu trebuie să te simți vinovat pentru că asta e viața. Viața e făcută și din partea profesională, dar și din partea personală, care e foarte importantă. Nici nu poți să dai randamentul maxim profesional dacă tu nu ești bine în pielea ta. Ți se pare că dai randamentul, dar n-ai cum să-l dai, pentru că nu ești echilibrat. Da? Și atunci când tu ai starea de bine, de exemplu te duci la un masaj sau te duci la un dans sau la un film cu prietenii,
altfel îți începi ziua a doua zi, da? Altfel privești viața, pentru că simți că ai făcut ceva și pentru tine. Dar uite că mulți trebuie îndrumați ca să se simtă bine în pielea lor și să nu se mai simtă vinovați că și-au făcut aceste cadouri. Da, este o problemă în legătură cu această vină pe care ne-o asumăm de fiecare dată când ne simțim și noi bine, să spunem, sau ne simțim normal, până la urmă ne facem și noi un cadou. Vreau să te întreb ce activități și ce metode practici atât pentru tine cât și pentru clienții tăi de dezvoltare personală. Da, în primul rând cărți, podcasturi, filme, sesiuni de lucru. Eu fac sesiuni de lucru individuale, de grup, la mine la birou. Cât mai multă conexiune cu oamenii, pentru că noi suntem ființe sociale și avem nevoie de conexiune, cât mai multă discuție. Și ca să completăm, într-adevăr, area aceasta de activități, poți să mergi la tot felul de conferințe de dezvoltare personală, dar cred că mai benefice sunt discuțiile acestea în cadrul grupurilor, chiar și în școli sau în grupuri mai mici, cum fac eu sesiuni la birou, pentru că oamenii reușesc să spună mai mult despre ei și se simt importanți. Dacă se duc doar la o conferință unde nu reușesc să interacționeze foarte mult, dacă sunt mulți oameni, vor lua informații și de acolo, dar eu cred că e important ca fiecare să spună și cum percepe el informația care îi se transmite. Eu cred foarte mult în interacțiune. Da? Eu merg foarte mult pe principiul acesta win-win. Deci toată lumea să aibă de câștigat. Da? Și apropo de aceste abilități de comunicare și în familie, copiii vor prelua comportamentul părinților și le-am explicat, dacă voi nu vă relaxați, nu vă luați acele momente de relaxare, nici copiii nu se vor relaxa. Dacă voi nu sunteți bine cu voi înși vă, nu sunteți fericiți, nici copiii nu vor fi fericiți. Deci am văzut cazuri, părinții erau agitați, implicit mă întrebau, dar de ce copiii sunt atât de agitați? Dar ei erau într-un conflict, cuplul, erau în competiție, mai mult de atât, deci soția cu soțul erau în competiție, și atunci copiii ce se vadă decât o luptă de putere? Și a fost foarte benefic să vină la consiliere, au venit și ei, au venit și copiii și, într-adevăr, s-au îmbunătățit foarte mult lucrurile acolo. Pentru că au înțeles ce mult contează să fie tot în armonie și în echilibru. Da? Și încă un aspect foarte important, reproșurile. Foarte mulți oameni reproșează, critic, pentru că asta au primit și ei la rândul lor. Și, repet, ar trebui înlocuite cu aprecierea, ar trebui înlocuite cu înțelegerea. Cu cât vom critica mai mult o persoană, cu atât o vom îndepărta. Așa este. Revenim la partea cu critica. Da. Dar ce să facem, pentru că așa suntem noi. Așa, asta este natura umană, să judecăm și să criticăm și apoi să dăm sfaturi. Nu? Eu mereu în consiliere le spun așa, haideți să facem o listă pe care o împărțim în două și scriem lucrurile pozitive și negative din viața noastră. În toate cazurile au fost mai multe lucruri pozitive și am zis așa, ne luăm focusul de pe negativ și îl punem pe pozitiv. Când ne vine un gând ceva negativ din viața noastră, că asta e viața și cu bune și cu rele, ne concentrăm mai mult pe partea pozitivă. Și atunci chiar am îndrumat multe persoane și au zis, da, într-adevăr, uite ce multe realizări am. Da? Am început să le vadă. Da. Și apropo de tehnici și metode, exact, am început să le vadă. Eu merg foarte mult pe realizări, pe conștientizarea realizărilor, pentru că asta crește stima de sine. Mulți oameni uită câte au reușit să facă în viața lor și cum sunt ei cu adevărat, cu toate valorile și talentele lor. Și iarăși merg foarte mult pe obiective de viitor, inclusiv la copii, să-și facă un agenda, un jurnal unde se scrie obiective, dar nu doar să le scrie, ci să își noteze și pașii de acțiune. Și chiar m-a sunat o mămică, m-a felicitat, era foarte încântată că a văzut băiețelul ei că își scria pașii de acțiune ca să ajungă el la un concurs și mi s-a părut fantastic că a reușit să aplice ceea ce noi am discutat în consiliere. Și chiar le-am zis, la sfârșit de an, faceți evaluarea anului și vă crește stima de sine extraordinar de tare când veți bifa acele obiective îndeplinite. Și chiar au zâmbit și au zis că or să facă acest lucru.
Apropo de asta, am văzut acum câteva zile un film, un documentar, tot de dezvoltare personală. Și mi-a plăcut un lucru foarte mult, la care nu m-am gândit până acum. Faptul că dacă iubești ceea ce ai deja, atunci ai ceea ce iubești. Exact, exact. Este foarte important să ne dorim lucruri în viață, da? Dar și când le dobândești, să te bucuri și să fii recunoscător și să te simți binecuvântat că ai reușit să le faci și chiar să te premiezi, da? Chiar poți să faci o sărbătoare din reușită, chiar. Și în fiecare zi eu cred că ar trebui să ne premiem pentru lucrurile pe care le facem. Poate am spus o vorbă bună cuiva și am schimbat ziua, da? Poate am ascultat pe cineva la necaz și iarăși am schimbat starea. Contează foarte mult să fim acolo, să fim interconectați cu toți. Uite, chestia asta am văzut-o foarte mult la americani. Faptul că sărbătoresc absolut orice realizare, cât de mică. Ceea ce noi nu prea facem. Da, îmi povestea un unghi de-al meu care locuiește în state că americanii, dacă văd o piatră, wow, ce piatră frumoasă, uite ce forme are această piatră. Și, de fapt, transmitea bucuria naturii până la urmă. Da, era o piatră oarecare din punctul lui de vedere. Dar vezi că bucuria și fericirea stă în noi, în percepția exact. Noastră asupra vieții. Nu trebuie să se întâmple lucruri extraordinar de, nu știu, exagerate, ca noi să fim fericiți. Și încă un lucru pe care vreau să-l punctez și spun și în consiliere. Hai să învățăm de la copii să fim fericiți. Ei, dacă văd o buburuză, se bucură și urmăresc acea buburuză și sunt fericiți că o urmăresc. Deci fericirea vine din lucrurile simple, din lucrurile mărunte. Oamenii au uitat să se conecteze cu natura. Mi-aduc aminte de bunicii mei care mai mergeau desculți. Și cred că e foarte sănătos să mergem prin iarbă desculți, să ne conectăm la natură. Cred că e foarte sănătos să îmbrățișăm un copac, să mângâiem o floare, să ascultăm natura. Pentru că vuietul cotidian poate ne-a scos prea mult din sfera aceasta de conexiune cu ce e mai natural pe lumea asta până la urmă. Magda, acum vreau să discutăm puțin despre noua ta activitate, să spunem. Deci pe lângă cea de consilier de dezvoltare personală, cea de antreprenor. Mai nou, ai făcut pasul către a realiza o nouă emisiune. Cum ți-a venit această idee? Cum ai simțit că ar trebui să te implici în acest domeniu? Da. Cred că m-am dus la momentul potrivit și la locul potrivit și au venit oamenii potriviți înspre mine când a trebuit. Eu am lansat în univers gândul acesta pentru că am zis că ar trebui să mă adresez unui public mai larg, pentru că am văzut nevoia de dezvoltare personală în școli, de exemplu, și mă gândeam oare cum aș putea să duc aceste informații la un nivel mai larg, mai extins. Și atunci am lansat în univers acest gând, apropo, citisem cartea lui Napoleon Hill acum vreo 2 ani și mi-am dat seama că puterea gândului este fenomenală. Tot ce proiectăm ni se întâmplă, se materializează doar să o transformăm într-o dorință arzătoare și pentru că iubesc oamenii, iubesc psihologia, mi-am dorit foarte tare să merg spre mai mulți oameni și am lansat gândul spre univers și universul a dus spre mine persoanele potrivite la un eveniment unde mi s-a spus că am cuvintele la mine, că am lipici la oameni, în termeni populari, și mi s-a propus să dau o probă pentru o emisiune. Și atunci am zis că ar fi, într-adevăr, un vis devenit realitate, pentru că, uite, subconștientul meu mocnea de ceva timp, nu foarte mult, dar această dorință de a mă duce spre un public mai larg. Și atunci cred că va fi foarte benefic ce se va întâmpla în această emisiune, pentru că va merge spre mai multe persoane, spre mai multe instituții și oamenii sper din toată inima să devină mai fericiți. Cum se va numi emisiunea, ca să oamenii să știe și să o urmărească? Da, emisiunea se va numi Ia și Educă. Am să combin elementele de educație cu dezvoltarea personală, pentru că eu cred că și dezvoltarea personală și educația ar trebui să continue toată viața.
pentru că așa descoperim cât de multe putem face și cât de multă împlinire ne poate aduce cunoașterea, da? Noi suntem ființe foarte inteligente, care avem capacitatea să absorbim mult mai mult. Și de ce o să cunoaștem mai mult, de ce o să experimentăm mai mult, cu atât o să ne simțim mai împliniți și cu atât o să relaționăm mai bine cu ceilalți. Deci ea și educă, se va numi, iar dintre invitații mei vor fi atât personalități din mediul academic, preuniversitar, școli, cât și antreprenori care fac dezvoltare personală, care au poveste, cum au ajuns acolo, cum au avut curajul să se dedice, tineri care au urmat un vis și au succes și au îndeplinit visul, să spună povestea lor, cum au ajuns acolo, cum s-au dedicat, s-au implicat în ceea ce își doreau și nu au renunțat, că e foarte important să nu renunți, da? E ușor să ai o idee, dar e mult mai greu să o pui în practică și să te menții, să o ții până la capăt. Și atunci această emisiune va fi, din punctul meu de vedere, benefică pentru toate categoriile de vârstă, pentru că va veni cu povești reale, cu povești de viață adevărate, în care oamenii vor spune exact cum au reușit și vor fi modele de luat. Că le spuneam copiilor la școală despre modele și zice, dar nu facem comparații, nu? Sub nicio formă. Nu ne comparăm unul cu celălalt, pentru că fiecare are propriile talente și valori. Dar putem să luăm persoane care au rezultate extraordinare, putem să le luăm ca model, este chiar foarte bine. Dacă celălalt a reușit, înseamnă că putem și noi, nu? Ce ne lipsește? Exact. Pentru că spuneai că un lucru important s-a întâmplat la eveniment, la un eveniment. Spune-mi, te rog, la ce evenimente de dezvoltare personală participi acum și unde le găsești? Pe internet, offline? Da, apropo de interconectare, le găsesc pe internet, într-adevăr, și din recomandări, că am un cerc larg de prieteni. Și eu sunt și o persoană care sunt dornică de cunoaștere. Mă duc și caut eu informații dacă lipsește ceva. Da, merg la conferințe, merg la cluburi de oameni de afaceri, unde la fel se fac schimburi de idei și subiecte și povești extraordinare. Oameni care au crescut afaceri de la zero. Citesc foarte mult, urmăresc podcasturi, inclusiv podcastul tău și te felicit și îmi face plăcere să fiu azi aici. Și cred că toată lumea ar trebui să aibă o deschidere din ce în ce mai largă spre aceste emisiuni, spre cărți, spre întâlniri de grup, mai mici sau mai mari, în care să se interconecteze și să-și ofere valoarea de a lucra la ei continuu. Pentru că ne apropiem de final, vreau să ne spui, dacă au fost o persoană, un curs și eventual o carte, care te-au marcat pe tine în această dezvoltare personală? Da, pot să spun că aș dori să aduc mulțumiri deosebite doamnei Gabriela Zboiu, care este un om fantastic și între timp mi-a devenit și prietenă și care a pus bazele formării mele prin cursul de consilier de dezvoltare personală. Tot ea a fost cea care m-a îndrumat spre o listă întreagă de cărți pe care le-am citit și le-am aprofundat și m-au format ulterior. Și multe cărți, aș putea să spun, mulți autori care îmi plac, Napoleon Hill, Dale Carnegie, Anthony Robbins, dar foarte tare m-a marcat cartea lui Irvin Yalom, Mama și sensul vieții, în care am descoperit cât de importantă e această conexiune emoțională mamă-copil, care nu se pierde niciodată și că ar trebui vindecat tot ce s-a acumulat din copilărie, pentru că el, mare psihoterapeut, ajunsese la sfârșitul vieții să o viseze pe mama lui și să-i ceară aprobarea în vis, pentru că nu-și rezolvase niște lucruri cu ea. El a vindecat foarte mulți oameni în psihoterapie, dar cartea, de fapt, a scris-o ca să demonstreze cât de mult contează să lucrezi la propria persoană. Degeaba ajuți foarte mulți dacă nu lucrezi și te eliberezi pe tine și te echilibrezi. Fantastică această carte, Mama și sensul vieții, tot a recomandarea Gabrielei și mulțumesc pentru asta, pentru că a fost un mentor și un îndrumător extraordinar.
Vreau să-ți mulțumesc pentru că ai participat la această emisiune. Vreau să invit pe cei care ne urmăresc să îți urmărească noua emisiune pe care o lansez și, de ce nu, să mai revii, pentru că mai avem multe de discutat și poate voi veni și eu la tine în emisiune, cine știe. Mare drag, te aștept și mai vreau să fac o scurtă mențiune. În toată dezvoltarea mea am avut alături un prieten foarte drag, care m-a susținut în toate alegerile mele și sfătuiesc pe toată lumea să aibă o persoană de încredere lângă ei, cu care se poate discuta orice și care să-i dea un impuls. Mergi mai departe că poți. Să fii acolo, braț la braț. Vreau să rămânem cu această idee, dragii mei. Așa cum spun și eu, reinventează-te și mergi mai departe. Iată, Magda are aceeași idee. Vreau să vă mulțumesc și să vă invit pe data viitoare. Toate cele bune!